În comuna argeșeană Buzoiești, un biciclist plecase de la locuința părinților și se îndrepta spre casă în orașul Costești. Pe drum s-a dat jos de pe bicicletă și a mers pe lângă aceasta pe șosea. La un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut în fața unei mașini care mergea în același sens. A fost lovit puternic și aruncat prin aer mai mulți metri, după care a rămas fără suflare pe calda râm. Mergea pe mijlocul șoselei și a căzut în fața mașinii. Nu l-ați observat? Nu, domnule, cum să-l observ dacă el a căzut în fața mașinii? Ați încercat să puneți pe jumătate. L-a măcolit. Nu știu ce s-a întâmplat, dar n-a pus nimic de frâu, uitați unei mașini. N-a pus nimic, l-a luat pe jumătate. N-a avut penale de-a făcut. Deci n-au pus să vedem și ce-a putut o zgârietură. A lăsat varului tocmai acolo. În cauza a fost întocmit de dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. În comuna argeșeană Băiculești, un șofer a intrat în depășire și, ca să evite impactul cu altă mașină care venea din față, a tras de volan. Mașina s-a răsucit și a lovit o tânără pe care a aruncat-o la 10 de metri distanță. Cum s-a întâmplat? Am vrut să depășesc. În momentul acela am văzut că vine mașina din față. Am vrut să bag mașina la loc, să intru pe direcția mea de mers. Și roțile s-au dus în partea cealaltă și mașina s-a întors. Am acroșat o femeie și m-a răsturnat în șanță. Toată se duce la pâine. Șoferul a pierdut controlul volanului. Da. După contrasens, ce-a căutat după partea aia, partea asta. Tânăr are doi copii, unul de 2 ani, altul de numai câteva luni. A fost dusă de urgență la spitalul din Curtea de Argeș cu multiple răni și un traumatism craniocerebral. Poliția a deschis un dosar de vătămare corporală din culpă.